Democrație, democrație, însă nici chiar așa. Poliția rutieră a decis și întocmit o listă cu numerele de înmatriculare pe care românii nu au voie să le ceară și chiar dacă o fac, nu li se va permite să le folosească pentru mașinile lor, titrează cotidianul Gândul.ro. Lista cuprinde 1528 de combinații, în care cele trei litere de la final reprezintă cuvinte de ochiate, vulgare sau acronime ale unor instituții și evident că nu vor fi permise. Astfel, șoferii ghiduși sau șmecheri nu au voie să-și pună la mașină numere care stârnesc imaginația și pot să ducă cu gândul cetățenii la lucruri obscene. De asemenea, conducătorii auto nu vor mai avea voie să folosească acronimele POL de la poliție, DEP de la Camera Deputaților, chiar și de la Senat, SRI, Guvern și multe altele. Alte combinații interzise sunt trei litere de I sau de O, pentru că literele pot fi confundate cu cifre. Cum își aleg sucevenii numerele de înmatriculare la mașinile lor, aflăm în cele ce urmează. SAC. De ce? Pentru că era inițial la copiii mei. NEC. NEC și numărul la... Și NEC de la ce vine? NEC vine de la Nicoleta. De la numele meu. Pe ce criterii v-ați alege un număr? Nu știu dacă aș conta. Sunt unele care te fac să râzi trei zile. Mai contează? Numai să nu fie urât. Deci să nu aibă acele litere care, cumpărând vocale, să iasă și altceva. Numărul de mașină la matriculare al meu mi l-am ales preferențial cu data nașterii a mea, a băiatului și numele meu, prenumele și numele băiatului. Doamna Crișol, care o interes, a fost o leacă mai deștept. Asta zic eu. Pentru că lumea, știți dumneavoastră, și la interviurile se ferească Dumnezeu de scăpi în cuvânt și n-au alt program și apă. Taca, taca, taca pe cuvântul acela, ferească sfânt. Nu, nu-mi place. Dar ce a făcut poliția este bun. Foarte bun.